Ei, bine ați venit pe canal Oana și Daniel Dănescu. Hai să vedem aici în joculeț Justin. Ia să vedem dacă știe de unde am rămas. Ia. Da, uite-mă că știe că am rămas aici. Da, cum facem noi cu aceste cuburi că... Ops. Stai acolo! Super! Așa că nu pot. Super! Super tare, va trebui să salvez un pic aici poziția, sau știe jocul? Mă, stai că știe jocul. Mamă, și ce m-am chinuit să urc aici. Vai de mine. Uite că am reușit. Să vă mai uitați și în comunitate, da? Că mai postez și în comunitate, bine? Mai urmăriți și comunitatea, vă rog, de pe canal. Ce s-a auzit? În ce direcție s-o iau? Mamă, ce urât arată pe aici. Eu am luat-o în dreapta, o fi bine? Mă, ce-i cu zgomotele? Cântați! Aici ce e? Un labirint sau ce? Deci aici... Nu e direcția bună, stai să vedem în partea cealaltă. De acolo am venit, cred că. Ia să vedem pe aici, nu știu. Mă, ia coboară! Roșu. Au. Ce-i aici? Ce-i în camera asta? Câteva poze pe pereți. Aici nu pot intra. Stai să vedem mai departe. Coboară. 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 Cameră roșie. Library. Mie nu-mi place să citesc. Ce fac în library? Ce studiez? Cum să fac o jucărie croșetată?
Ia să vedem aici biroul ăsta. Ok. Hai mă, dă. Mai departe. Ăștia sunt împietriți? Așa o să ajung și eu? Împietrită? Împietrită de spaimă, că dacă apare pe aici... O să fiu împietrită de spaimă. Nu face gălăgie! Chels? It's jamming. Ce mai însemna și asta? Mai trebuie să descoper chestii pe aici, probabil. Ce-i în camera asta? Da, ok, bine. Who are you? Who's there? Nobody. You're... This is nobody. Ce-am făcut? Sick, twisted child. Trecem așa în revistă pe aici, ca apoi dacă e mă întorc. Asta dacă nu vine nimeni între timp. De aici, prin camera asta. Să cotrobăim așa un pic pe aici, pe la cărțile astea. Să iau chestia aia de acolo, ce-o fi aia? Poate e ceva util. Dar poate nici nu trebuie luată. Bă, tu de ce lucești așa și nu pot să te iau? O fi vreun scaun pe aici? Da, uite. Unde e cartea aia? Ia să vedem. Ce fac chestiile astea? Nu știu, dar hai să le strângem, că nu se știe la ce sunt bune, o să vedem. Stai să vedem că de unde am venit, că nu mai știu. Din ce direcție am venit? Uh-oh. Ce s-a
auzit acolo? Păi, mai bine nu trebuia să aprind asta. Oh my god! Asta un proiector. Ce tare! Cred că pot să pun diapozitivele, nu-i așa? Astea care le am eu aici. Ia. Oh my god. O statuie. Ok. Oh, pe care să mai punem? Uite pe asta. Oh my god. Da, deci astea sunt niște desene. Ah, bun. Mai departe. E că trebuie să găsesc probabil ceva cu care să deschid ușa aia. Sau ia să vedem. O fi pe aici vreun tablou secret? Ceva secret pe aici? Nu? În sfârșit, hai să vedem, stai, dacă e, mă mai întorc. Adică n-am văzut chiar tot pe aici. Deci ăsta m-a blocat aici, nu, eu nu mai pot să ies de aici. Așa pare. On this next piece, you should be looking for some divine inspiration. Time to delve into your spiritual side. What do you see? Is the man begging for mercy? Înseamnă că trebuie să fac ceva acolo la... Perhaps both. Father used to say there were no right answers. Have the light. Diapozitivele alea, nu știu, ia să vedem. Uite că nu mai pot să ies pe ușe. Deci ceva trebuie făcut aici, în camera asta. În camerele astea, de pe aici. Uite că pe alea nu le văzusem. Mai sunt ceva chestii ascunse pe aici? Încolo. Mă, statuile astea fac ceva că nici n-am încercat. Tu, ăștia stau cu mâinile în față? Nu, nu fac nimica. Sunt așa... Dar poate că degeaba n-or fi puse. Cărți. Ei, lucește ceva acolo. Oh, no. Trage scaunul ăsta mai așa. Ce
ce era mai acolo? Nu știu, lucea ceva, dar nu mai mi s-a părut, cred că. O bibliotecă goală, mă, asta nu e. Cam ciudată biblioteca aia să fie goală. Restul sunt cu cărți și aia este o bibliotecă goală. Nu vi se pare? Că o să mai revin aici în harta asta, pentru că mai sunt chestii care trebuie făcute, uite, spre exemplu cum ar fi aici. Asta ce Dumnezeu e, radio? Bă, ce s-a întâmplat acolo în camera aia, că văd că... Uite, maneta asta nu mai pot să o ridic. Aolo. Ceva ce... Oh. Hai să vedem aici, că am rămas... Aha, uite aici, da. Bun. Să vedem dacă s-a... Ah, uite mă, v-am zis eu că era ceva ciudat cu ușa asta, măi, da? Că prea era așa o ușă singură. Într-adevăr, era cam ciudată ușa aia. Aoleu, dar cum arată pe aici? Father David with his god now? Maybe you helped him there. Don't you worry. I'm sure he didn't have a family. He probably wasn't even all that well liked. With the current political climate, I'm surprised someone hasn't killed him already. We can't all be saved. Some don't even want to be saved. Yes, that is a comforting thought. Saves us from trying. Mă, nu sună prea bine pe aici. Mie nu-mi place ce se aude.
Saci? Nu ce-o fi saci ăștia? Cartofi, mă! Doamne ferește, ia uite câți cartofi pe aici. Ce s-a auzit? Nu vă supărați cu cât dați cartofii. Am văzut că aveți mulți cartofi aici. Mere, ce sunt astea? Mere. Nu mă omoriți că am venit să vă cumpăr mere și cartofi. Dar de ce sunteți rău cu mine? Am venit să vă cumpăr produse și dumneavoastră sunteți rău cu mine, dar nu e frumos. Dar unde e ușa aia care trebuia să fie deschisă? Că m-a scos afară în harta asta aici. Domnul maestru? V-ați gândit cât e kilogramul de cartofi și de mere? Faceți o reducere? Da, 3 kg de cartofi, 1 kg de mere îl dați gratuit, bine? Că nu m-ați lămurit, am mai venit încă o dată ca să mă lămuriți aici cu cartofii ăștia. Hai de mine ce întortocheat e pe aici. Astăzi îmi faceți reducere la cartofi, da? Bănos! Aici, că nu pot să trec în partea aia, dar oare de ce? Trebuie să mai fac ceva pe aici. Să cumpăr niște mere sau ceva. Nu aprinde lumina, lasă așa pe întuneric. Mă rog, semi-întuneric. Hai să vedem și aici, în dungeonul ăsta. Și o să mai continuăm mâine. Dar aici este pivnița cu unde țineți dumneavoastră merele, da? Da. Am înțeles. Și ce mai aveți pe aici, în afară de mere, nu vă supărați? La ce e apa asta? Acolo, că lipsește ceva acum. Ce mai aici, că nu înțeleg? Ce-o fie ăla? Microfon? Cam multe cutii și prea multe lumânări, domnul. Mie nu-mi plac lumânările. Nu-mi plac lumânările, vai de mine.
Și aici tot... stai că e holul ăsta, stai să... Deci încolo, nu? Cred că pe aici, așa, așa ar fi drumul. Adică să mă întorc, nu știu. Ușă blocată. Asta ce mai e? Deci nu pot să deschid cu chestia. Bun, atunci o să mă opresc aici, lângă lumânările astea. Sper să nu mă arg. Da, înseamnă că sunt ieftine lumânările, nu? Că, da, bine, sunt ieftine. Dacă aveți atât de multe pe aici, probabil. Ok, mai revenim data viitoare cu un alt episod din harta asta. Bye, bye!